Саня, я вышел. Старт. Salutare dragilor și bine v-am găsit și la episodul de seară, ca să zic așa, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri legate de Europa și având în vedere că cred că este foarte bine să vă țin la curent, pentru că eu discutam despre subiectul ăsta în urmă cu 4-5 luni și de-abia acum am observat că oamenii încep să intre mult, un număr mult mai mare pe clipurile mele, să comenteze. Evident, da, să-și dea cu părerea cum fac și eu de altfel și să încercăm să legăm o comunitate mai strânsă bazată pe informații militare și politice, ceea ce mă bucură foarte mult. Ei bine, astăzi Ministerul Afacerilor Externe rus a declarat că Moscova cere ca NATO să se retragă din România și Bulgaria, o cerință foarte ciudată. Acum cine știe ce urmărește Moscova de fapt? Garanțele de securitate pe care Rusia caută să le obțină de la Occident includ prevederi care presupun plecarea forțelor NATO din România și Bulgaria, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Pentru clipul de astăzi o să vedem de ce rușii ne-au cerut acest lucru, ce declarație a făcut România cu privire la vestea asta șocantă venită din partea Rusiei și, cum spuneam, nu uitați să vă spuneți și voi părerea în comentarii. Moscova a cerut garanții din partea NATO obligatorii din punct de vedere juridic, potrivit cărora blocul militar va înceta să se mai extindă și va reveni la granițele sale din 1997. Răspunzându-ne întrebări despre ce ar însemna acest lucru pentru România și Bulgaria, care au aderat la NATO după 1997, Ministerul Afacerilor Externe rus a transmis că Moscova dorește ca toate trupele străine, armamentul și alte echipamente militare grele să fie retrase din cele două țări. Unul dintre pilonii inițiativelor noastre pe care l-ați menționat a fost formulat în mod deliberat, foarte clar și nu permite interpretări ambigue. Vorbim despre retragerea forțelor, echipamentelor și armelor străine și alte demersuri în vederea revenirii la configurație din 1997 pe teritoriile țărilor care nu erau membre NATO la data respectivă. Printre acestea se numără Bulgaria și România. Se arată în răspunsul scris ale Ministerului de Rus extern la întrebările primite pentru conferința de presă anuală a lui Sergei Lavrov. Propunerile de securitate cerute de Rusia vor fi discutate din nou cu Statele Unite vineri la Geneva, unde secretarul de stat american Antony Blinken se întâlnește cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. O eventuală retragere a trupelor din România și Bulgaria a fost însă respinsă ferm de președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a declarat că nu ia în calcul această variantă, ba mai mult, președintele Statelor Unite ale Americii a transmis că va crește prezența militară în România și Polonia dacă Rusia atacă Ucraina. Întrebat dacă are în vedere retragerea rotației trupelor americane de pe flancul estic al NATO, președintele Biden a transmis pe un ton clar că nu este loc pentru asta. Nu vom face asta. De fapt, ne vom spori prezența militară în Polonia, România și alte țări dacă Rusia va decide să invadeze Ucraina, pentru că avem un angajament sacru de a apăra aceste țări, conform articolului 5. Ele fac parte din NATO, a precizat președintele Statelor Unite ale Americii. Biden a înlăturat altfel ideea că administrația pe care o conduce va retrage trupele din fostele țări membre ale pactului de la Varșovia, care acum sunt membre ale alianței, pentru a încheia un acord de reducere a tensiunilor